De ce manevră cu retiringul ăsta? Adică prietenul lui are 61 și îl roagă firma să se pensioneze mai devreme. Dar până la 67 nu ești la pensie. Deci cumva, într-o oarecare măsură, te roagă firma să renunți la jobul tău pentru că n-au locuri de muncă. Și cu contract. Deci ca să vedeți că contractul este până la urmă, dragi oameni, ceva fictiv. Că în caz că nu au de muncă, te dau afară. Puterile mele, să intre puterile mele acum, să dea like puterile lor. Să abonați cu puterile, să intrați pe Instagram, să intre puterile mele, să intre. Faceți ce vreți cu mine, mă, când vii la muncă, mă, ca să nu vă pară rău mâine pe mine dacă puneți mâine pe piept. Eu te văd, dai în pod între casele oamenilor, bă. Bă, deci, bună să vă fie inima, dragi oameni, vezi, 360 podul, da? Momentul de față GPS-ul mă pot să fac dreapta. Am remorcă mai mare de 4 și ceva. Vreau să văd dacă mă bagă sub pod. Deci... Zice că în 2000 ar fi pod. Uite, vedeți? Bă, și e de 12. Și o am remorcă de 15.4. De 3,60 m podul. Sunt curios... Dacă mă duce sub podul. Mă duce sub podul, are mă, în 2000 de zăcă. Nu cred că mă duce. Nu cred că mă duce. Oare să mă ducă sub podul, brăpăditul ăsta? Hai! Să mă ducă sub pod, bă, să mă bată mama, bă. Păi las un metru de remorcă în capul podului să mă bată mama, dacă nu. Nu cred, bă, că mă duce, mă. Nu cred, bă, nu cred. În 2010 că-i pod, da. Nu cred că mă bagă ăsta sub pod, ăsta are hărțile noi, updatate, tot ce vrei. Refuz să cred că ăsta mă bagă sub pod. Refuz să cred. Ia mă, să vedem. N-am încredere în el, văzui indicatorul. Păi să fac stânga cu leavă. Păi să fac stânga cu leavă. Nu mă dezamăgi, bă, băiatule, bă, că ești GPS profesional. Băi, dacă vreți reducere la modul GPS, pe Instagram găsiți. Sau găsiți link în descriere. Care văd și exact acolo. Acât 20, mi se pare că e reducere 20%. S-au intrat pe Instagram, pe storile care se repetă și se aplică reducerea direct. Dacă dați click pe link-ul ăla de pe Instagram. Nu e, bă, nu e, bă, mă duce bine, bă, ce ai, bă, băiatule, bă. Mă duce bine, bă, că să dui cu inima mine mică să mă bată, mamă. Unde era podul, mă? Nu-l văd, încă n-ajungeam la el. Încă nu sunt la el. Prin preajma lui. Văd că nu sunt eu singurul care intră pe aici printre casele oamenilor. Printre casele oamenilor, mă, dai în pod între casele. Te pup, man, te pup viața mea. Te pup, mâncat așa oglinda ta. Vă frică de oglinda este? A? Eu te văd, dai în pod între casele oamenilor, bă. Aici vă spun, după cum vă zona, numai lume bogată trăiește. Numai lume cu bani, bă. Numai lume cu bani, bă. Eu te văd, dai în pod între casele oamenilor, bă. Nu cred, bă, eu vreau așa experiment să vedem dacă mă duce GPS-ul. Dacă mă vei duce vreodată, vă spun, te filmez, fraiere, și te fac de râs online, offline. Dar nu cred din ce observ eu, uite asta, îți dă podurile dinainte. Vezi? Și la 4, și la 2, 3, la 2, 3 km vezi podurile. Vrei podurile mai mici. Adică podurile îți dă indicator cu ele când ai un pod mic în față, gen. Aici stă lumea liniștită, bă, în Wiganul ăsta este o zonă, cum să spun. După cum vedeți, fiecare are drive, uite ce mașină tare are asta.
Fiecare are un driving room aproape că toată lumea are. Sunt case făcute mai încoa, mai noi, gen, știi? Lumea bogată se mută la periferie. Pe aceea, o, mă, intri sure! Bă, băiatule, bă, n-ai putut să faci, o văd pe aia. N-a avut niciun stil să calce, frău, că intri sure morcă. Intri sure morcă. Intri sure morcă, ce, toată lumea, vezi, are câte mașini aveau ăștia în curte, ori sfisat 20 într-o casă, să mă bată. Mama, dacă nu. Intră sure morcă, bă! Nu, bă, câte unii au trei perechi de ochelari pe ochi. Uite, vezi cum îți dă podul ăla de 11.9. Ți-l dăm partea aia departe, dacă nu-ți 2-3 mile, până acolo nu-ți deloc. Op! Op, 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 că dai mal! Op, op, că dai mal! Op, 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 că dai mal! E aici mă trebuie să mă încadrez în coa. Așa, 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 așa. Așa, așa, uite, bă, asta înseamnă șoferie, mă, trebuie să fii calm, să fii relaxat, a? Ca dacă nu aci rumalul în tine. Să fii atent și la așa să nu intre sub tine. Ia uite pe unde vine remorca, o să mă bată mama, bă. A, uite pe unde arusei printre casele oamenilor, te pup, fata mea. Op, 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 op. Au ce cai are asta cu alea, bă, au ăștia conac. Pe aceea dacă faci livrări cu mâncare, rupi. Faci livrări pe aceea cu mâncare, rup, man. Ca aceea n-are lumea, n-are lumea McDonald's aproape, n-are de ăștia. Uite, bă, cât e drumul, cât mine, bă. Uite cât e drumul, cât mine, bă, băiatule, bă. Să mă bată, mama. Nu veni stare din față, că aici este nasol. După cum vezi, da? Ia uite, poștarul merge cu, cu trăsură din asta. Te pup! Te... Toată Anglia mă iubește să mă vadă. Bă, îmi place când e lumea fericită așa, nu știu, bă. Îmi place așa, nu știu. Sunt masochist, oare ce boală am? Îmi place Wigan-ul ăsta, uite pe unde ajunsăr, dragi oameni buni, ce ai? Ăsta este Wigan, pe trăsură, pe cărare, prin Wigan, pe... pe... printre casele oamenilor, prin Wigan, când dai în pod. Hop, 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 că ăsta se bagă sub mine. Hop, că baba se bagă sub mine, mâncaș. Gata, mâncați așcuiul tău, mamaie! Te puf, fata mea! Bine, bine că nu te băgați sub mine, bă, vezi, bă, vezi, bă, că mamaie știu mersul. A? Și că nu știu mama e mersul. Vezi de treabă. Hop, 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 hop. Hop, 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 că mai e câte unul care să chiar să bagă sub mine. Hai, băgați-vă sub mine, hai! Intrați, s-a primit, s-a primit. Tot drumul e al meu, bă. Tot drumul e al meu, unde mă fi trimis ăștia, mă? N-am fost în locul ăsta în viața mea să mă bată mama. Să fac cu inima mine mică, mică, mică. Dar ce face aceea, bă? Face o leacă de ciment. Să fac cu inima mine mică, mică. Bă, trebuie să dacă vine zona asta cu pateu să fac livrări de mâncare. Doamne, mâncați-a ștălpile. Rup! Rupe aici că n-are lumea McDonald's, n-are. Mă plantez încă un McDonald's și Carla-i. Carla-i, McDonald's, Burger King, bag în voi până vă horcăiți. Până vă horăcăiți, ți, 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 ho, răcăiți. Da, 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 la, 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 la. Ușor aici, încadrarea asta aici ușor. Aici ușor. Îmi fă ulea că frică, mă, că mă dau un pod. Dar podul cred că se lăsă în față de la sensul ăla unde fac eu stânga. Sigur, sigur, unde îi ajungem, mă, pe aici? Stau și mă întreb unde eu ajunge pe aici. În stilul ăsta, am mers printre casele oamenilor. Bă, deci veni camion din partea asta, așa că vă rog să mă credeți că nu fuzei pe interzis, nu fui interzis de nicio treabă camion, nu lovi de sus. 3-4 indicii. Nu lovești de sus, ești pe drumul cel bun. Că intrarea în piștubeiurile acolo. Da? Veni și camion, asta înseamnă că iar sunt pe drumul cel bun.
Te asigur și intri în larg, tata. În larg. În larg. În larg. Bă, și face treaba GPS-ul, bă, băiatule. Și face treaba GPS-ul, bă. Țai de capul meu, și face treaba, bă, băiete, bă. Mamaie, bă. Și aici fac stânga? Da. Da, 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 da. Mai rămâne să-l experimentez, deci. În cele ce urmează, până când îi dau de cap. Mă încadă pe tot drumul ca să am loc. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite ce e aici, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite, 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 ia uite. Bine, bă, băia, la linie, bă, la linie, bă, ce le știe, bă, ce le... Bă, nu degeaba hashtag-ul la regele șoferilor, degeaba, mă, să mă bată, mă. Uitați-vă cum mă îmbordai pe aici, cum mă încordai, cum mă... Bă, nu căutai și o firma pe net, o fi firmă mare. Voi ajunge pe unde ajunge să mă bată mama. Că pe aceea nu voi decât printre casele oamenilor mersei. Hai de capul meu. Numai printre casele oamenilor mersei pe aceea să mă bată mama, dacă nu... Hai că tot timpul cauți firma pe net dinainte. Lasă-mă că... Dumnezeu dă luptele grele oamenilor puternici să le ducă. Să le duci, puneți mă, dați cu biciul mine, mă. Faceți ce vreți cu mine, mă, când vii la muncă, mă. Ca să nu vă pară rău mâine pe mine dacă puneți mâine pe piept. Faceți ce vreți cu mine, mă, dacă mă prindeți la muncă, mă. Că mâine pe mine puneți mâine pe piept și vă regretați. Zic, nu i-am dat cursă grea. Să aibă ce filma. Să rămână blocat prin curțile oamenilor, prin ălea, prin... Bă, cum se numește filma, măcar? Atâta lucru să știu. Se numește Milken. Milken. Milken Industrie LTD. Mamă, pe industrie asta, mă, e. Și-au fi făcut omul industrie ăla la casă, mă. Bată mama, dacă nu. Bă, pe aici nu văd decât case, bă, băiete, bă. Bă, să nu mă pa. Pe aici, mă, printre casele oamenilor, nu pe prima, pe a doua. Ța. Printre casele oamenilor pe aici, bă. Ța. Uuu, wow, să mă bată mama dacă nu. Uuu, wow, te porni și tu, bă, viața mea. Hai că te pusă și tu pe drum în cața școiul tău. Hai de capul meu, ce-i căuta pe aici, bă? Unde, bă, la casă, la om, aici livrez. Fai de capul meu. La casă, la om, aici, bă? Aaa, Milton Industrial LTD. 150 de metri, dreapta. Hai, hai, că lași-te, 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 lași-te. Lași-te, 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 lași-te. La ăștia, bă, băiatule, bă. Doamne, mâncați aștărbi. Aici între casele oamenilor ești băgat. Unde sunteți? A, păi industrie întreagă, bă. Industrie, bă, industrie. Uite, picolea printre casele oamenilor. Doamne, mâncați aștărbile. O, oh, maică sfântă, ce e aici? Ia uite, îmi dă doi rich destination. Ia uite, bă, colea trebuie să ajung, bă. Da, bă, băiete, bă. Aici trebuie să ajung, bă, băiatule, la ăștia în curte, bă. Mamaie, bă, ce e aici, bă? Ce e aici, bă? Dar nu mai vreau altă iubire. Hello mate, up to the top, turn left and go to the concrete ramp. You gonna open both gates, yeah? Yeah. And after the second gate I make left? Yeah, that's right, and go to the concrete ramp. Alright, thank you, Paul. Dar nu mai vreau altă iubire. Ho, bă, să nu rup ceva pe cia, bă. Că eu sunt specialist în accidente și alte pățănii. Dacă vrei să vezi cum nu se face șoferia, ai și material de genul pe acest canal. Adică rup garduri, porți, găleți, oale, ălea, mărfuri răsturnate, nebunii, curs de limba engleză. Unii spun că de unde am învățat așa de bine să vorbesc engleză, alții spun să mă învăț engleză. Fiecare să dea mine cu ce are în el. De parcă lumea asta are nevoie. Bă, dacă eram profesor universitar, nu mă vedeați voi pe tir, bă, băiete, bă.
Mă, dacă eu eram vreun geniu, vreun, nu știu, vreun fizician, matematician, inventam și eu, bă, nu știu, inventam și eu un bec dacă eram vreun Einstein din ăla, știi? Dacă eram eu mai departe decât unde sunt, eram altceva, bă, nu mă supraevaluați. Adică, ce să vă spun în legătură cu limba engleză? Că dacă puteam mai mult, făceam mai mult în viața asta. Concrete zone. Asta e, mă, concrete zone. Up to the top, concrete zone. Ce marfa mă remurcă, e la fel ca și asta. Băi, aceea, băi, nebunilor, bag cu spatele cu așa, hă? Hai, că eu vorbesc singur și am impresia că vorbesc cu cineva. Să mă bată mama. Au, bag cu așa, hă? Curea cu spatele? Ziceți, mă, să știu. Adevărul că în cabină înveți să vorbești singur, dragi oameni. Dacă nu ești învățat să vorbești singur, în cabină înveți să mă bată mama. Nu cred că e șofer de tir în lumea asta ca să nu vorbească singur. Cel puțin, probabil este perioade scurte ca să nu vorbească singur. Mă, și dacă cumva mă resping ăștia. Băi! Aaa, vii tu, haide. You're right, buddy. You're right, pal. I got some. You can turn round at top. I don't know, my mate. I don't know. Do you want me to park it up in there? No, because of all that other yard, I won't be able to get it off. So my best bet is, if you want, reverse into there. Get yourself straight and put yourself at an angle there. So winds get past you, and I'll do both sides that way. I'm going to back in there. Turn around. But yeah, you're not back in there because of that. You're not getting in. So you probably have to go that way, back into there. Thingy. Get yourself straight, reverse, and then just put yourself straight across here. Yeah, but do you want me to be with the face on another side? Yeah, because you have to go back out the same way. All right, pal. I'll just carry on doing a bit of a job and I'll see you in a minute. No worries, pal. Hai, da, mă, să vedem. Hai. Uitați-vă aici, parcare, garare, întoarcere, îmbordare. Strategie, te dai cât mai aproape cu alea. Mamă, mă îmbord acum să mă bată mamă. Te îmbord aici. Aici te îmborz. Te dai cât de poți în coa. Hai. Hai. Ușor să nu ieși culo pe iarbă, da? Hai, puiuț. Hai, 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 tararara. Știe bătrânul, cred că a mai avut el probleme din ăștia cu încărcături și au ieșit acolo pe pământ. Vezi? Nu trebuie să ieși acolo pe pământ ca să fie treaba bună. Înțelegi? Din prima, mă, s-o bag din prima încolo așa. Să mă duc încolo așa din prima. Bă, din prima, bă, băiat. Bă, din prima, bă, băiatule, bă, bă, băiatule, bă, bă, ce se întâmplă, bă, cu mine, bă? Bă, ce se întâmplă cu mine, că nu mai mă recunosc, eu trăgeam în față, în spate. Bă, cred că m-am obișnuit pe noapte, m-am obișnuit cu greu, bă. Să poată să fie asta o soluție? Să mă fi obișnuit cu greu după noapte și acum să mi se pară ușor pe zi, că noaptea nu vezi cu ochii, băi, de capul meu. Ce pățăși noaptea, bă, băiatule, nu vezi cu ochii deloc. Ce să-ți povestesc, noaptea ești chiolbâș așa, te uiți în față, nu vezi nimic, te uiți în oglindă, absolut nimic, te uiți, vezi șacr, vezi alb, vezi negru, mai ales la 3-4 dimineața, vezi fluturi care pâlpăie, vezi alb, vezi negru, vezi culori pe care nu le-ai văzut niciodată, vezi curcubee pe sus, ce ai, să pâcle ochiul așa, face ochiul alb, ochiul negru, zic, Doamne, nu mă înțelegi nimic ce se întâmplă cu trupul tău, zic, bă, eu nu vedeam culorile ăștia până acum, zic că vezi 8K, 8K, ce să vezi, întuneric, nu vezi nimic. Îți închipui, cred că îți joacă mintea feste, îți face alb, îți face negru, îți face negru, îți face capul. Ai vedea că scoace capul, că face capul bubă și scoace. Îți face bubă într-un afară, știi? Da, ne mânca. Nu ne mai vindecăm, bă, nu ne mai vindecăm. Nu, cine spune că noi ne mai vindecăm, nu, ăla speră măcar. Cine spune că te vindești, na, nicio șansă. Păi voi nu vezi că fac așa pastile care ne ameliorează mai rău?
ca... Așa nu fac pastile ca să ne vindecăm. Fac pastile să ne strigăm de tot. Mă băgai în seama cu bătrânul. Ce spui? La Wincanton dau afară 21 de șoferi vor să dea afară la Wincanton. Ce ai? 21 de șoferi vor să dea afară la Wincanton. Că, bă, și îmi place despre mine. Că sunt așa, sunt ca un burete. Mă bag în seama cu tine frumos ca să-mi povestești. Și-mi povesti omul. Are un tovarăș de-a lui care e la Wincanton șofer, știi? Da, șofer cu contract. Știi? Și... Și... Îi dă afară cum ar veni într-un fel. Nu prea îi dă afară că ei sunt cu contract, știi? Și ăla e la vârsta de pensionare și-mi povesti. Îi roagă ca și voluntari să renunțe la contract și să pensioneze. Înțelegi? Din cauza faptului că nu iese de muncă. Nu iese de muncă, vreo 20 și ceva șoferi, uite așa. Am fost la un cactun aici în spuneți voi, să-i măresc eu, în Wigan. Când băgam și la asta, încărcam de la ei. E o firmă destul de mare cu Wincanton aici în Wigan, știi? Dacă vor să dea afară 21 de șoferi, vă dați seama? Țara. E complicat oricum. Viața oricum e complicată. Bine, în principiu sănătoși să fim, că ne zbătem cum putem, dragi oameni buni, și luptăm, că viața este o luptă. Băgăm Uber Eats, băgăm Uber persoane, băgăm Uber paleți, Uber alea, ce să mă inventează pe lumea asta, stăm pe fază și muncim. Mă bată, mamă, audă. Câine cu găina în gură. Cum stă? Sunt pătir, sunt plecat în afară. Sunt pătir în afară, uite. Pătir, sunt tirul meu. Amin. Asta mă descarcă bătrânul aici, probabil văzut-o Stanislapul ăla de pe spate. Puternic și cuprinzător. Și la patron. Probabil după cursa asta nu mai dau nimic. Nu cred că să mai dea ceva după cursa asta. Nu cred că o să mai dea ceva după cursa asta. Foarte multă lume mă cunoaște de pe TikTok, nici de, cum de pe YouTube. Adevărul e că vorbind în numere mari, populația TikTok România este mai mare decât populația YouTube. Dacă pe YouTube sunt undeva la vreo 3 milioane de utilizatori, din ce am citit ultima oară, nu mai știu exact cam cât sunt, TikTok cred că sunt peste. Cred că TikTok-ul se învârte către 10 milioane. Facebook-ul erau mult, dar mult acum au început să vorbească Facebook-ul și să ia TikTok-ul. Tocmai din cauza aia am revenit cu live-uri, nu știu dacă ați observat. Am revenit cu live-uri pe TikTok. Tocmai ca să mă cunoască și pe mine lumea. Salea. Știți ce vreau? Zic, vreau să zic. Mai ales acum am văzut tactici din așa de prin care să faci bani pe TikTok. Hai să vină ceva cu nu am eu puterile mele. Deci am văzut acum tactică de intra pe TikTok. Știi? Intri în felul următor. Să vină puterile mele. Bă, n-am o putere mare așa rău de tot, o putere de aia. Mare rău. Să intre puterile mele, să intre, să dea ceva mare puterile mele, să intre puterile mele. Bă, n-am eu chiar nicio putere mare așa, să vină vreo putere mare așa. Puterile mele, să intre puterile mele. E ca la piață așa, știi? Să intre puterile mele, să intre... Mamă, să intre puterile mele acum să... Dacă mi-a intrat o putere de aia de aia mare rău de tot de... Să intre o putere de aia, să intre... Să dea ceva mare, ceva mare. Hai, să intre puterile mele, să intre. Mor. Din puținul timp în care intru și dau două scrolluri, se familiarizează cu replica, nu? Puterile mele, să intre puterile mele acum, să dea like puterile mele, să abonați, apăsați clopoțelul, să intrați pe Instagram, să intre puterile mele, să intre puterile mele. Deci e manevră cu retiring-ul ăsta. Adică prietenul lui are 61 și îl roagă firma să se pensioneze mai devreme. Dar până la 67 nu ești la pensie. Deci cumva, într-o oarecare măsură, te roagă firma să renunți la jobul tău pentru că n-au locuri de muncă. Și cu contract. Deci ca să vedeți că contractul este până la urmă, dragi oameni, ceva fictiv. Că în caz că nu au de muncă, te dau afară. Scurg și pe doi, ce să mai zic acolo. N-avem ce să... Deși cu contract de muncă, te dau afară. Nu există așa ceva. Și e păcat, într-o oarecare măsură, să duci pe 13. Contract și noaptea. You're right, pal. So, I just done that load.
down to Wigan. They're gonna check it now and I'm ready for the next job. Sorry? So I'm in Wigan. Yeah. That load is tipped already. So what do you want me to do next, please? You've tipped it, have you? Yeah. Right, I will text you where to load next, okay? All right, thank you. Thank you. Bye. Thank you, Christa. Bye. Mamă, dar greu sufla asta. Știți, dragi oameni buni, că v-am spus că vreau să mă angajez pe agent pe contract, da? Hai să discutăm problema asta, că nu mai vreau să mă angajez pe contract. Eu am joburile mele, cum ar fi YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etc, Uber Eats și șofer de tir pe agenție. Nu mai vreau să mă angajez pe contract. Din punctul meu de vedere, joburile de pe agenție și joburile pe agenție nu o să moară niciodată. De ce? Să ne închipuim o situație în care, da, să reduce munca. Îl dai afară pe ăla cu contract. Fii atent ce faci. Că spui eu ce faci în situația în care se reduce munca. Nu e de muncă, da? Îl dai afară pe ăla cu contract să nu-l ții angajat. Și mă iei pe mine o zi din când în când. Problema este în felul următor. Că unii chiar or să rămână fără joburi. Că sun la agenție să te ia și adică am te ia. Înțelegi? Într-o altă ordine de idei, în orice fel de țară din lumea asta, patronul are puterea de a te da afară, indiferent în ce țară. Și mi se pare într-o oarecare măsură și normal să te dea așa afară. Deci e o prostie să crezi în faptul că ai contract și nu te dă nimeni afară. Pentru că mă gândi la faptul lui colegul, că zice că el trebuie să ia, trebuie să accepte oferta de pensionare. Adică, și pensionarea mai devreme nu îți dă niciun ban în plus. Deci el iasă la 61, 5 ani trebuie să trăiască din buzunarul lor. Până practic o să ajungă să câștige pensie. Deci, practic pensionarea pentru el înseamnă un fel de a renunța la locul de muncă. Din cauza că nu sunt joburi. Știi? Și nu cred că sare cineva în vreun picior ca să renunțe la locul de muncă pe motiv că nu sunt joburi. Acum el te prinde cu poarta și te dă afară. Ce înseamnă? Faci greșeli care se pot cerceta disciplinar și care în urma urmei reprezintă un pericol pentru societatea la care lucrezi și care la urma urmei or să se sancționeze prin excluderea ta din colectiv. Mamă, cum vorbi acum, deci se dă afară până la urma urmei în orice fel de țară. Și mi se pare și corect să dea afară din cauza faptului că gândește în felul următor. Nu poți să ruinezi un business care funcționa doar pe motiv că trebuie să fii obligat să menții niște oameni la muncă. Omul ar trebui să pună mâna să-și caute altceva de muncă în caz că jobul s-a desfințat. Probabil se dă un fel de șomaj sau nu știu dacă se dă șomaj în Anglia. Habar n-am de ce să vă povestesc și de ce să... Eu mai am decât un singur job de făcut. Plecai de aici de la ăștia, încarc și mă întorc în Leyland. Din Leyland probabil bag o băriță. O leacă, dacă îmi vine ceva și dacă mă încadrez la vreo două curse pe seară, le bag. Și după aia mă bag acasă la copiii mei. Că mâine n-am nimic de muncă. Așa că, nu știu ce să vă zic, dragi oameni buni, ar fi să ne reorientăm în ceea ce reprezintă prostie, că foarte mulți dintre noi șoferi fiind, nu mai știu să facem altceva în afară de șoferie. Și ce poți să faci ca șofer? Construcțiile, am auzit că merg, este o perioadă foarte dificilă, pe care nu-i văd sfârșit până când nu se termină războiul. Eu totuși o văd agravându-se de la zi ce trece la zi ce trece. Până să se termine războiul, nu o văd finalizată. Înțelegeți? Cam atât vreau să vă zic pentru astăzi. Eu mă întorc la o companie, cred la Wideros, în care de la aia ceva, în drumul meu către casă, pe care mă duc acasă, dacă nu mă duc să bag ceva Uber, că o să termin oricum, o să termin de vreme. Și probabil tot fiind în Leyland, dacă îmi vin ceva curse, și probabil o să-mi vină, că mă gândesc că termin la vreo 3. Dacă lumea mănâncă pe la ora aia, o să bag vreo 2, 3, 4, 5 livrări. Așa frumos, elegant. Deci, practic, ți se dă duma că te pensionezi mai devreme. Dar te concediază, bine zis. Și ia să-l luă stafum, bă. O fi fost român, omul, că prea să-mi bea. Eu mă uitam la cauciucurile lui. Nu văzut că filmez, da, văzut că filmez din cauza a zâmbii. Sunt niște drumuri pe aici, te omoară drumurile ăștia, bă. Deci, într-un mod frumos, zice, pensionare mai devreme. Într-un mod mai urât, te concediază forțat.
Ai, bă, manu, ce să zic. Și vezi că e nasolă faza, la modul la care în momentul de față, dacă aplici la o altă agenție, nu-ți ia nimeni. Că am încercat eu să mai aplic la mai mult decât a mea. Și am zis, bă, dă-mi a mea 2-3 pe săptămână și îmi dau altele una să-mi dea, mă. Și m-am scos, știi? Nu e chiar așa, ui, nu e chiar așa, că nu-ți dă, nu te mai ia altul. Că de ce, din joburile care au celea fiind puține, să te mai ia pe tine, e o prostie. Din cauza faptului că... Bată mama. Bată mama, dacă nu... Bă, unde e ăla, mă, să plecarea din pantă, să o activez, să nu mă duc în spate? Cine claxonă, mă? Cine claxonă, mă? Ăsta cu autobuzul, unde du-mă goarna aia? Că nu știu... Ce aveți, mă? Ce aveți? Ăștia sunt condițiile, ce vreți să vă fac? Hai! Ce trombon îmi băgă, bă. L-a făcut trombon de camion, bă, nu cred că fu de mașină mică. Pe unde vine remorca aia să mă bată. Deci, ideea care ar fi? E mai bine pe agenție decât pe companie în momentele de astea? Ca să vedeți cum se poate întoarce interpretată faza. Că se zice că nu ești de pe agenție, care lucrăm pentru agenții, noi nu avem nimic sigur, noi nu avem nu știu ce. Noi suntem cu plasa, vină cu plasa, uite cu plasa. Ha? Noi facem completarea dintre joburi, adică apare un job la tine, vin la tine, apare un job la ăla, vin la ăla. Și totuși, e o responsabilitate ca să angajezi un șofer full time. Adică lua să-i dai de muncă full time. Pe când, dacă îl chem din când în când, mai bine îl plătești. O companie, din punctul meu de vedere, cheltuie mai mult cu un șofer profesionist full time decât cu unul după agenție. Probabil cam tot pe acolo se duce partea financiară. Dar avantajul dacă le iei prin agenție e că hai de capul meu ce îmi vine greu să intru pe aceea, bă, băiatul. Avantajul dacă le iei pe agenție este că nu ai răspundere asupra lui. Îl iei azi, azi îl plătești. Dacă nu face ore astăzi, de exemplu, nu face, mâine nu-l mai chemi. Vorba aia. Pierzi o zi cum ar fi. Dar unul full time te să-l ții zi de zi la tine. N-ai job, îi trimiți de doi în cabină, cum s-a întâmplat. Păi și până când îi ții câte doi pe cabină? La Bowkers, îi trimiteau câte 2-2. Câte 2-2-2 deodată. Ușor. Ușor, bă, că n-am cum, bă. Da. N-am cum, bă, n-am cum. Altceva. Ca să vedeți condiții meteo nefavorabile. Ăla cu autobuzul, dacă mă claxonă din spate, ăla probabil nu înțelege faptul că eu trebuie să ies în dreapta ca să nu iau cu remorca ori bordura, ori stâlpii după mine. Cred că nu înțelege că el e pe pateu. Pateul lui vine după curbă cum trebuie, dar al meu, remorca mea, uite, vine pe mijlocul drumului, ia uite. Ia uite, o vezi? Remorca aia vine pe mijlocul drumului, ce facem cu remorca aia acolo? Întrebarea mea. Întrebarea mea, ce facem cu remorca aia acolo, a? Hai că mă dise la o oră de vlog să mă bată mama. Dar eu vrusei să mă întind cu vlogul ăla din cauza faptului că mai rar condus printre casele oamenilor așa, între care rup bordurile, treci, ia uite, o palmă în stânga, o palmă în dreapta, viață și și viață și ce vreau să spun, viață și suspans. Aș putea să-i spun. Hop, 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 hop. Aici dreapta. Hop, 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 hop. Hop, 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 că lumea are prioritate. Ia uite, ăsta a luat costumul. Îl luași. Ho, oh, mă, că se după fața ta, mă, eizele. Mor, mor. Eu după față te văd că mai ai zile, mă.
Mor! Ascultă glume de spital! Luași costumul pe tine! Hai să vezi dacă-ți mai bine cămașa! Am și murit să mă bată mama dacă nu. Hai că scăpai, bă. Scăpai și pe văgăunele astea pe aici. N-am intrat niciodată pe aici, din ce că tot timpul căutam traseu alternativ, că cu GPS-ul ăla n-aveam nicio încredere în el. Ăsta vrusea acum să intru pe aici numai ca să-l testez, să vedem dacă, că am văzut indicator acolo și m-am speriat. De multe ori am evitat traseul ăsta din cauza faptului că am văzut indicator la intrare și m-am speriat, dragi oameni, vă spun drept. Deci m-am speriat din cauza indicatorului, am zis 2000, băi, nu mai am unde mă întoarce încolo în jos, vai de capul meu. Știi? Dar acum mersi după ăsta, că ăsta întotdeauna trebuie să am încredere că ăsta nu ești nici GPS de buget. E GPS profesional ăsta. Și din punct de vedere al financiarului e profesional. Și dacă e profesional din punct de vedere financiar, adică dacă plătești atâta pentru el, trebuie să-și facă treaba. Și de asta vreau să-l testez, chiar dacă pe propria mea piele, știi? Cam atât vreau să vă spun pentru astăzi. Vă pup, bani, și vă doresc o zi minunată. Stimă vă, uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, dați un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cox, în cazul în care vreți, pe TikTok și pe unde mai vedeți, să fiți abonați și clopoțelul activat dacă vreți să nu pierdeți următoarele vloguri. Membrii, dacă deveniți, o să le vedeți mai întâi. Stimă vă.